Oră, un autobuz a fost implicat într-un accident extrem de grav de circulație ce a avut loc în județul Timiș. A fost activat planul roșu de intervenție. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Andreea Borboros. Înțelegem că este în dinamică operațiunea de intervenție la această oră, Andreea, și că la fața locului a fost solicitat și un elicopter smurt. Ce date ai? Bun găsit tuturor! Accidentul s-a petrecut în dreptul localității Sân Andrei din județul Timiș. Se pare că șoferul unui tir nu s-a asigurat, a vrut să întoarcă pe DN69, în moment în care a intrat în coliziune cu un autobuz în care se aflau 18 persoane. Din nefericire, 7 dintre acestea se pare că au fost rănite. La fața locului a fost solicitată inclusiv intervenția elicopterului. Trebuie spus faptul că și șoferul tirului a suferit răni, motiv pentru care la fața locului, pentru că vorbim de atât de multe victime, a fost activat planul roșu de intervenție. Sunt foarte multe mașini de la pompieri, mașini de smurt, dar și mașini de stingere și 3 echipaje de descarcerare. Circulația în zonă este momentan blocată, polițiștii sunt la fața locului și încearcă să stabilească cu exactitate cum anume s-a petrecut acest accident. Vă reamintesc, în localitatea Sân Andrei a fost activat planul roșu de intervenție. Vom reveni.